Salutare, dragii mei, și bine ne-am reîntâlnit la gânduri cu tâlc. George Bernard Shaw zice undeva că viața este un lung șir de nebunii. De nebunii inspirate și greutatea este să alegi care dintre ele merită să le faci și care nu. Mare dreptate are. Ce-ar fi viața fără nebunii? Ce înseamnă nebunie, de fapt? Să riști, să faci lucruri și să nu te aștepți la nimic, să o dai de gard, să ai curajul să pășești necunoscut, să faci schimbări și să fii dispus să plătești uh, consecințele, și, în general, să trăiești, să trăiești uh, lucruri noi, să trăiești în fiecare zi și să te aventurezi, ca să zic așa, pe Marea Vieții, indiferent dacă este Marea Liniștită sau este în furtună. Să alegi nebuniile inspirate. Înseamnă înțelepciune, dacă merită sau nu să investești în ele, să investești timp, energie și mai ales să investești resurse din tine care pot să te ajute ulterior și să se transforme în rezultate în viața ta sau poate doar în învățare. Pentru că uneori câștigăm, uneori învățăm. Vă pup și să ne fie de folos!